separate pentru toată România. După terminarea războiului, celui de-al doilea război mondial, principalele orașe din Prahova, vorbesc despre Ploiești și Câmpina, au fost bombardate de către armatele aliate 43-44. După terminarea războiului și instaurarea comunismului, stalinismului, ideologie stalinistă, comuniștii au refuzat să mai refacă aceste orașe așa cum au fost și așa cum s-au întâmplat în alte țări, cum e Polonia, cum e Germania, care și-au refăcut integral centrele și orașele mari. Ei au refuzat din două motive. Primul motiv, nu suportau nu suportau proprietatea privată. Nu-i deranjeau foarte tare. Totul trebuia să aparțină statului. Și al doilea motiv, pentru că trebuiau să-și impună ideologia, inclusiv prin construirea orașelor. Ceea ce se numește omul de tip nou. Viziunea comunismului. În aceste condiții, ei au început să... au început marile centre și Ploieștiul și Câmpina, au demolat aceste centre principale, le-au demolat, au construit aici ceea ce cunoaștem astăzi, deci primării, prefectură, sediul partidului. Ce mai frumos este că au făcut aceste zone, le-au lărgit pentru a putea să aibă loc să țină acele manifestări pe care le cunoaștem. De exemplu, bulevardele erau socotite ca spațiu, sunt capul la un număr de oameni. Mai ales că acolo trecea Ceaușescu, celebrele lui vizite în orașele noastre. Acolo s-au dat loc defilările de 3 mai, de 23 august. După anii 80, începe mai ales după vizita lui Ceaușescu în Coreea de Nord, începe o demolare sistematică. Mult pentru a termina cu practic proprietatea privată, așa cum am spus și cu toate blocurile, toate clădirile vor fi uniformizate. Fie vor fi construit blocuri de către 10-11 etaje, fie blocuri acolo unde era, permitea solul și permitea, nu era, erau condițiile pentru astfel de clădiri, fie clădiri și blocuri de 4 etaje. Tocmai pentru catovare și să poată controla mult mai ușor noul om modern. Bineînțeles că în această perioadă, în județul Prahova, tot după anii 80, începe și o altă mare lucrurile lui Ceaușescu, și anume demolarea satelor și comunelor din țară. La noi, la Ploiești, în Prahova, avem cel mai primul practic și cel mai reprezentativ, Comuna Mădurești, care se află pe drumul pe DN1, între București și Ploiești. De altfel, la practic, pe DN1, pe acest drum, vor fi construite primele astfel de case și de blocuri. Ele trebuiau să dispară, deci țăranii trebuiau să dispară, trebuiau să se mute la loc practic și să renunțe la practic la tot ce însemna proprietatea.